Ne dorim să urmărim împreună Cuvântul lui Dumnezeu, vom deschide la Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Am nevoie de un de ajutor aici să schimbăm stativul pentru că e prea jos pentru mine. Așa este mai bine. Domnul fie slăvit și întemărit în veci în veci. În contextul învățăturii pe care o avem legat de ceea ce înseamnă viziunea, dragilor, am clădit și clădim pe evangelizare, pe ucenicizare și pe mandatare sau împuternicire în lucrare. Fiecare din acestea au rolul și scopul lor și sunt binevenite să fie practicate de către fiecare credincios din Biserica Domnului Iisus Hristos, pentru că fac parte din ceea ce este cunoscut pe paginile Sfintelor Scripturii în Biserica Primară, în lucrare de slujire pe care Domnul Iisus Hristos a promovat-o și a activat-o între apostoli și apoi a continuat să impacteze în viața tuturor credincioșilor. De aceea, întotdeauna când priviți spre ceea ce Hristos Domnul a împlinit în mandatul său și continuă să lucreze, să activeze, este ducerea veștii bune a Evangheliei spre cei nemântuiți, este ridicarea de slujitori prin ucenicie și promovarea lor, mandatarea lor în lucrarea de slujire. Cu cât se adună mai mulți seceriși în grânar prin convertire, cu atât procesul de ucenicizare va avea continuitate, dar și mandatarea se va realiza. Acesta este un proces continuu care trebuie să existe în viața bisericii. De aceea astăzi vă aduc din nou aminte și știu că acest cuvânt l-a mai adus în mijlocul nostru, însă îl întărim din nou pentru noi toți, înțelegând că Domnul Iisus Hristos a evangelizat, Domnul Iisus Hristos a ucenicizat și Domnul Iisus Hristos a mandatat. Aceeași lucrare suntem chemați și noi să o continuăm în Iisus Hristos. Ca unii care călcăm pe urmele sale să fim implicați în această lucrare. De aceea, cum spune și Cuvântul lui Dumnezeu în Evanghelia după Ioan, capitolul 17, la rugăciunea Domnului Iisus Hristos, și voi citi acest cuvânt din versetul 14. Le-am dat cuvântul tău și lumea i-a urât, pentru că ei nu sunt din lume, după cum eu nu sunt din lume. Nu te rog să iei din lume, ci să-i păzești de cel rău. Ei nu sunt din lume, după cum nici eu nu sunt din lume. Sfințește-i prin adevărul tău. Cuvântul tău este adevărul. Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Și eu însumi mă sfințesc pentru ei, ca și ei să fie sfințiți prin adevăr. Și mă rog nu numai pentru ei, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Amin. Amin. Versetul 21 vine și aduce această întărire în unitate și vreau să luăm aminte la acest cuvânt care spune astfel: mă rog ca tot să fie una, cum tu, Tată, ești în mine și eu în tine, ca și ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că tu m-ai trimis. Este așa de important să căutăm lucrurile care ne unesc în Domnul. Lucrurile care ne zidesc spre aceeași țintă în Hristos Domnul nostru. În momentul în care stai cu ochii ațintiți spre lucruri care ne separă, atunci nu mai putem să
nu mai putem să continuăm în spiritul unității. De aceea, în poporul lui Dumnezeu, rugăciunea Domnului Iisus Hristos a fost aceasta care este valabilă și pentru noi în această dimineață. Și mă rog ca ei să fie una. Da, putem să rostim împreună. Suntem una în Hristos. Suntem una în Hristos. Uniți pentru aceeași cauză. Uniți pentru ca Evanghelia Împărăției Dumnezeu să meargă mai departe. Uniți pentru ca cei care s-au întors la Hristos să treacă prin procesul de ucenicie, să sporească în umblarea lor cu Domnul, pentru că ucenica lui Hristos înseamnă urmașa lui Hristos. Unul care calcă pe urmele Domnului Iisus Hristos. Și desigur, cei ce au devenit ucenici ai Domnului Iisus Hristos să primească și mandatarea aceasta, trimiterea aceasta de a-L reprezenta pe Domnul Slavei în raport cu ceea ce Cuvântul lui Dumnezeu vorbește. Dacă nu este unitate, să știți, nu va fi nici propășire, nici în evangelizare, nici în ucenicizare și nici în mandatarea altora. Unitatea este nevoie să fie căutată, prea iubiții mei. Ea nu vine de la sine ca ceva care ne lovește așa în cap și cu asta ne-am rezolvat problema. Mereu se vor găsi lucruri care să separe. Mereu se vor găsi lucruri care să separe. Ați observat și în viața de familie se întâmplă lucrul acesta. Există blocaje care trebuie eliminate, care trebuie depășite, tocmai pentru ca diavolul să nu aibă loc. Fiindcă unde diavolul are loc prin a separa, el acolo are deja drept de cuvânt. Are drept de cuvânt. Fiindcă divizarea creează ruptură și acolo îi dă ușă diavolului să vorbească, îi dă voie diavolului să se manifeste. Dacă este vreun lucru care conștientizez că trebuie dărâmat în această dimineață în mintea ta pentru ca să pășești, să poți păși spre a clădi unitate, asta face parte din alegerea cu care te ridici în picioare și spui, da, Doamne, mă ridic în picioare și spun, clădesc în unitate cu frații mei și cu surorile mele. Clădesc în unitate cu soțul meu, cu soția mea. Clădesc în unitate cu copiii mei. Clădesc în unitate cu părinții mei. Clădesc în unitate în relațiile pe care Tu, Doamne, mi le-ai dat. Am învățat destul de mult în vremea aceasta cât de important este cercul relațiilor. Cercul relațiilor are diferite alte mici cerculețe și am învățat la școala creștină, am învățat lucrul acesta că sunt 11 cerculețe în cercul relațiilor. Cu fiecare dintre aceste cerculețe ne intersectăm într-un fel sau altul. Dar în momentul în care tu te vezi pe tine superior, nu poți să construiești privindu-i pe ceilalți în inferioritate. Sau denigrând pe alții, tu nu poți să te ridici. Chiar dacă unii încearcă să se ridice făcând această trebuie desconsiderând pe alții. Știți că e o tendință. Se întâlnesc doi și vorbesc despre al treilea. Deci măcar nu vorbesc despre ei înșiși. Și încerc să vorbească despre al treilea, despre al patrulea. Vorbesc despre comunități. Lucrul acesta nu construiește. Nu e duhovnicesc să gândești într-o formă de genul acesta pentru că aduce latură destructivă în mijlocul poporului. Biserica apostolică în aceste vremuri este chemată să clădească în unitate. Unitatea are diversitate. Suntem diferiți unii de alții. Dacă ne uităm la fizionomie, suntem diferiți. În ce privește gândirea, este nevoie de acordare ca la un instrument din acesta cu coarde, să luăm ca exemplu. Fiecare instrument are nevoie să fie acordat în a cânta nota care trebuie. Dar ideea în sine este că dacă nu lucrezi la a acorda felul de gândire, el va începe să zângăne în toate felurile, fiind așa ca o parte zângănitoare și tulbură în jur. Fii pentru pace. Cuvântul lui Dumnezeu ne învață să căutăm pacea și chiar să alergăm după ea. Wow. Deci nu doar căuta, ci să și alergi după ea. Să alergi după pace. Ca unii care au fost transformați de Domnul nostru, ca unii pentru care Hristos, Domnul, a înălțat rugăciunea de acum 2000 de ani, așa a spus, nu mă rog doar pentru ei, adică pentru cei ucenici care erau numiți apostolii, ci mă rog și pentru cei ce vor crede în mine prin mărturisirea cuvântului.
Venind și pentru noi în vremurile acestea, această tărie, această putere supranaturală să fie revărsată peste viața noastră. Vrem să intrăm în mandat? Insist foarte mult, preobiții mei, și întăresc astăzi cu ocazia convenției despre două dimensiuni ale chemării, sau mai bine spus, două chemări care sunt în una. Chemarea la mântuire și chemarea la slujire trebuie să se întrepătrundă. Un om mântuit nu va sta în nepăsare. Nu va sta în nepăsare. El va primi peste sine activarea în supranatural, fiindcă Hristosul, dinăuntru ființei sale, nu lasă să stea nepăsător. Dacă te-ai îmbrăcat cu Hristos, exact cum spune și Apostolul Petru, vorbind despre niște acțiuni care trebuie aplicate în formă practică, luând parte din natura dumnezeiască, spune că în felul acesta belșugului trăi în împărăția lui Dumnezeu este dovedit. Atunci când noi purtăm în ființa noastră sau suntem îmbrăcați cu Hristos, noi nu vom avea stare să trăim o viață din aceasta pământească, lumească, conectându-ne pentru aici traiu, aici mânare. Ci vom avea mentalitatea împărăției. Și mentalitatea împărăției se dobândește întrepătrunzându-ne cu Hristosul care ne-a mântuit, binecuvântat să fie numele Său. Amin. De aceea e o legătură strânsă și personal am pus așa de multe ori întrebarea aceasta despre oameni care se retrag mereu de la se implica în lucrul lui Dumnezeu. De la oameni care nu vor să se implice în a-L mărturisi pe Hristos. Care nu este rușine dacă le spui, măi, nu vrei și tu să mergi, să vorbești ca altora despre Domnul? Nu, frate, asta nu e pentru mine, asta e pentru alții, ăia. În alții. Nu e pentru mine. Nu e pentru mine. Păi cum nu e pentru mine să vorbesc altora despre pasiunea care o am înăuntru meu, fiindcă l-am întâlnit pe Regele Regilor și Domnul Domnilor? L-am întâlnit pe Hristos ca Domn și Mântuitor? L-am întâlnit ca Salvator și gura mea să stea mută? Nu se poate lucrul acesta, preiubiților. Un om care l-a întâlnit pe Iisus Hristos a întâlnit cea mai prețioasă comoară, a găsit cea mai prețioasă comoară. De aceea e partea care această comoară nu-i de strâns, nu-i de strâns undeva și băgată în sân și cu asta numai noi o avem. Nu, ci este ceva ce trebuie să împărtășim și cu alții. Acesta este unul din lucrurile principale care trebuie să luăm în considerare, preobiților, când vorbim despre mântuirea noastră. Dacă noi suntem dintre cei mântuiți, înseamnă că și Hristos a intrat în viața noastră. Și Hristosul din noi vrea să folosească gura noastră, mâinile noastre, picioarele noastre, vrea să folosească ființa noastră pentru a fi în mișcare. Amin. Și nu pune problema dacă ești tânăr sau bătrân. Fiecare generație, fiecare vârstă poate face lucrarea lui Dumnezeu. Amin. De aceea, mandatarea aceasta pe care Hristos Domnul o spune în Ioan capitolul 17, versetul 18, cum ai trimis tu pe mine, da? Cum ai trimis tu pe mine în lume, așa i-am trimis și eu pe ei în lume. Întrepătrunderea noastră cu Hristos ne motivează de a merge mai departe spre alții. Puneți-vă foarte bine în cântar, ceea ce înseamnă viața voastră cu Hristos și dacă sunteți prunci, născuți de curând, pe calea credinței, nu rămâneți la această stare de pruncie, ci creșteți în toate privințele, fiindcă sunt și alte dimensiuni ale maturității. Sunt alte trepte ale maturității. Devenind oameni maturi, oameni destoinici pentru orice lucrare bună la care Dumnezeu ne-a chemat. Și aceea s-o practicăm. Să o practicăm spre gloria lui Dumnezeu. Poporul lui Dumnezeu se înmulțește atunci când este unitate și implicare. Unitate și implicare. Am scos aici în față, am ieșit slujitorii ordinați, dar lucrarea, să știți, dragii mei, că nu stă doar în noi. Lucrarea lui Dumnezeu stă în fiecare dintre noi. În fiecare dintre noi. Rolul nostru este să transmitem învățătura, este să cărmuim pentru a fi ordine în casa lui Dumnezeu și să sprijinim conectarea în treptele chemării pentru a se multiplica uncerea divină care să ne împuternicească lucrare. Dar asta nu înseamnă că doar
unii sunt chemați să facă și noi suntem în confruntări cu noi înșine și noi ducem lupte în viața noastră și noi avem deseori alunecușuri prin care trebuie să ne ridicăm înapoi, să ne înviorăm și să mergem mai departe pe cale cu Hristos. Dar împreună suntem mandatați în vederea lucrării de slujire dacă facem parte din poporul lui Dumnezeu. Prioritizați lucrurile într-o ordine corectă, prea iubiții mei, frați și surori. Aveți în vedere ca chipul viacului acestuia, care are atât de multe imagini distorsionate, să nu vă amăgească de a pierde chipul Dumnezeului celui viu de peste voi. Fiindcă toți care am venit pe cale cu Hristos, ne-am îmbrăcat cu Hristos și peste noi trebuie să se vadă chipul Dumnezeului celui viu, așa cum a fost cântată și cântarea. A Lui prezență să lumineze chipul nostru și dovadă zilelor practice să se arate gloria lui Dumnezeu în mișcare. Aleluia! Tineri, adulți, bătrâni, chiar prunci născuți de curând să scoată strigăte de laudă cinstea Dumnezeului celui viu și să-L binecuvânte pe Domnul slavei. Caută unitate. Caută pacea. Aleargă după ea. Privește spre mântuirea ta ca un lucru de mare preț. Privește spre lucrul acesta și vreau astăzi să spun prea iubiții mei. Chiar dacă mântuirea este personală, alergarea pe calea credinței este comună. Alergarea pe calea credinței este comună. Avem nevoie unii de alții. De aceea Dumnezeu ne-a conectat într-un trup și ne-a făcut mădulare unii altora. Nimeni nu va reuși de unul singur să sfârșească călătoria pe acest pământ într-o formă triumfătoare. Așadar, dacă vrei să te desprinzi de trupul lui Hristos, crezând că tu poți face față umblării tale cu Dumnezeu de unul singur, te înșel pe iubitul meu. Pentru că avem nevoie unii de alții. Avem nevoie de încurajarea care vine prin altul. Avem nevoie de rugăciunea care vine prin altul. Avem nevoie de cuvântul de înțelepciune care vine prin altul. Avem nevoie de seori de slujire personală pentru eliberare de sub anumite poveri pentru a merge mai departe. Suntem mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Binecuvântat să fie Domnul. Ține strâns de Biserica Domnului. Și dacă Dumnezeu te-a adăugat la această familie spirituală, care nu este singura de pe planetă. Nu este singura. Dar Dumnezeu nu a greșit. Fie că te-ai născut în această casă spirituală, fie că ai fost adoptat în această casă înfiat și ai devenit una cu această familie, construiește spiritul păcii, construiește unitate și pune-te în mișcare ca lucrarea lui Dumnezeu să propășească în mijlocul nostru. Este un strigăt al inimii mele să văd poporul lui Dumnezeu mobilizat în mandatul divin. Este vremea, prea iubiții mei, în care să se schimbe radical procentul celor 80% sau chiar peste 80% care stau în consumerism. Consumă programe, evenimente bisericești, dar nu sunt dedicați scopului de a pune negoți. Este o stare uneori blocată, o văd așa de blocată, care eu numesc o lenevire din punct de vedere spiritual, o comoditate, un confort pe care și-l asigură în fizic, în material, să fie în locul în care să nu cumva să transpire făcând lucrarea lui Dumnezeu. E nevoie de o schimbare, dragii mei. Mântuirea nu este doar participarea duminica dimineața la întâlnirile bisericii, și nici măcar doar ceea ce se întâmplă, că unii cântă, alții predică și cu asta am rezolvat bisericescu, este cumva această imagine care s-a întipărit, însuflețește pe așa de mulți, pentru că e tendința aceea, hai la biserică. Așa-i chemăm pe oameni, hai la biserică. Și identificăm cu clădirile, identificăm cu evenimentele care se întâmplă în interior. În schimb, noi trebuie să-i chemăm la Hristosul de biserică, care revelează. Și biserica este organismul viu, formată din ființe vii. Și prin fiecare dintre noi să se dovedească Hristos în glorie, în putere, binecuvântat să fie Domnul. Amin. Este nevoie de mobilizare în direcția aceasta. Frați și surori care ați încheiat legământ cu Domnul, nu stați nepăsători față de darul mântuirii. Duceți mântuirea cu frică și cu tremur până la capăt ca unii care ați fost aduși la viață din moarte. Ca unii care au fost morți, care au fost morți în păcatele noastre, ca unii pierduți și Dumnezeu ne-a răscumpărat. Aceasta e menirea poporului, e menirea bisericii, primește cuvântul peste tine și lasă-l să se activeze. Lasă-l să se activeze.
Haleluia. Amin. Haleluia. Rog pe Rebecca te leagă să vină la instrument aici. Vreau să vă încurajez pe iubiții mei astăzi să pricepeți taina împărăției într-o formă care depășește sedentarismul acesta, ci să înțelegeți că împărăția lui Dumnezeu e în mișcare și în manifestare. Haleluia. Ea este neprigănire, ea este bucurie, ea este pace în Duhul Sfânt, este bucurie în Duhul Sfânt. Împărăția lui Dumnezeu este putere unde Duhul lui Dumnezeu mișcă și aprinde inimi pentru gloria lui Dumnezeu. Nu vă lăsați cuprinși de imaginea chipului viacului acestuia. Preiubiții mei, am o vreme bună de când Duhul lui Dumnezeu mă tot mișcă și mă învață să vorbesc despre prețul mântuirii la un alt nivel. Prețul mântuirii. Așa de ieftin a fost transmisă mentalitatea, a fost transmisă ideea și s-a construit deja, observ, o mentalitate în dreptul multora despre ceea ce înseamnă mântuirea prin har. A fost interpretat într-un mod greșit harul lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu este Hristos. Harul lui Dumnezeu este Hristos. Și când spune că am fost mântuiți prin har și nu prin fapt, înseamnă că prin Hristos suntem mântuiți. Dar dacă suntem în Hristos, atunci trebuie să se vadă. Dacă nu se vede Hristos în viața ta, pune-ți întrebarea dacă ești unul din cei mântuiți. Și nu vreau să transmit nesiguranță. Nu vreau să pun la îndoială mântuirea nimănui astăzi. Nu vreau să te pun într-o imagine care să fii în necredință. Dar omul îmbrăcat cu Hristos e pasionat pentru împărăția lui Hristos. E pasionat pentru cel pe care îl urmează. E pasionat pentru cel care l-a mântuit. Este aprins în Duhul lui, trăind cu dedicare și lucrurile lumii acestea le trebuințează ca ceva trecător, privind cu tot din adinsul ca împărăția lui Dumnezeu să fie în mișcare. Desprindeți-vă de chipul viacului acesta. Nu lăsați să vă acapareze. Pentru că e o imagine ce are altul să am și eu. E o alergare. Nu vei ajunge. Generația aceasta nu va fi suficientul în ce privește, pentru că următoarea generație va avea provocări alte provocări, după alte imagini, alte case, alte mașini, alte îmbrăcăminți, alte lucruri ale materialismului lumii acesteia vor fi absorbite în altă formă. Puneți împărăția lui Dumnezeu și neprigănirea lui ca prioritate. Amen. În numele Domnului Iisus Hristos vă îndemn și vă rog fierbinte. Aleluia. Puneți împărăția lui Dumnezeu ca prioritate. Lucrați în lumea aceasta lucrurile acestea de trebuință pentru existență ca unii care sunteți trecători, dar nu ca unii care nu ca unii care sunteți legați de lucrurile lumii acestea, ci ca unii care treceți prin ele, călătorind spre ceva mai glorios. Aseară a fost predicat, cred că despre lucrul acesta, sau nu, cred că fratele Laica a vorbit despre aurul acela care erau pavajele. Da? Îngerul care a întâmpinat bavajele acelea care formau. Dumnezeu în împărăția veșnică ne-a asigurat ceva ce ochii omului n-a văzut și la mintea omului nu s-a suit. E ceva mai glorios. Apucați mântuirea, dragii mei. Dați tăvală să o apucați. Încă este vremea în care ea este revelată. Dar va veni o vreme când va fi ascunsă și nu vor putea oamenii să se conecteze cu ea. Biserica va fi ridicată în slavă. Amin. De aceea câtă vreme astăzi se spune, hai, vin, nu să vă vii. Vreau să te motivez și mi-am luat aici legământul de membru al Bisericii Apostolice. Legământul acesta este extras din Scripturi. Ca unii care convenim, am convenit ca delegarea noastră împreună să fie într-o formă devotată. Cei mai mulți dintre voi care sunteți membri ai Bisericii Apostolice ați consimțit la acest legământ și ați mărturisit prin bifarea și prin dedicarea voastră, chiar ați fost de acord să și semnați acest legământ și ați spus că veți proteja unitatea Bisericii. Vă aduc aminte, preiubiții mei, că e posibil această hârtiuță să fie ascunsă undeva sau să fie aruncată pe undeva unde nici să nu mai știți de ea. Și nici măcar să nu mai știți ce o spune legământul acesta. Despre ce o fi vorba. Primul său punct vorbește despre unitatea Bisericii. Voi lucra pentru unitatea dintre noi.
o voi construi. Zilnic în Duhul meu, în Spiritul meu, voi construi unitatea și dragostea de frați. Dragostea de frați. Al doilea punct al acestui legământ este că voi lua parte la responsabilitățile bisericii. Ca unul care construiesc în unitate, mă simt și dator, ca într-o familie. Unde sunt parte la acea familie, vreau să contribui cu tot ceea ce se poate. Frații mei și surorile mele, vă mărturisesc ca unul care cunosc inima păstorilor din bisericile locale, cunosc situația bisericii locale din Modru, cunosc contextul bisericii apostolice. Suntem prea puțini dintre cei ce stăm pe linia întâi. Avem nevoie de fiecare membru al bisericii ca împreună să ne unim, ca lucrarea aceasta să meargă mai departe. Voi lua parte la responsabilitățile bisericii, rugându-mă, chemându-i pe alții să descopere mântuirea, primindu-i cu căldură, cu dragoste pe cei care ne vizitează, implicându-mă în activități administrative și altele. Drepturile și îndatoririle aparțin fiecăruia și în familie. Și în familia biologică există aceste lucruri. De aceea, în familia spirituală, funcționăm în acest mod. Al treilea lucru, voi participa la slujirea bisericii cu tot ceea ce Dumnezeu a pus în viața mea. Darurile spirituale, talanții cu care Dumnezeu m-a zestrat, chemarea cu care m-a uns să slujesc. Nu voi lăsa vitregit poporul prin nepăsare. Poporul are nevoie de împărbătarea ta și tu nu ești acolo. Vitregești familia de resurse divine care se purtă prin tine. Când te exonerezi de la responsabilități să facă altul, că eu m-am săturat, tu fugi de rolul pe care Dumnezeu ți l-a dat în popor, în trupul lui Hristos, în biserică, în familia spirituală din care faci parte. De ce insist, preiubiții mei? Nu într-o formă critică spun acest lucru, ci caut să vin cu tot din adinsul, din dragostea pe care o port. Este nevoie de fiecare mădular în parte să fie activ. Este nevoie de fiecare mădular în parte, de fiecare persoană în parte. Este nevoie de fiecare să se adauge. Și al patrulea rând, sunt patru punctele legământului. Cu subpunctele aferente. Voi sprijini mărturia bisericii. Convenția Bisericii Apostolice are și acest scop, să creeze unitate în gândire și în acțiune, să motiveze poporul la slujire practică în acord cu inima lui Dumnezeu. Noi nu vom putea să mergem mai departe dacă stăm în certuri, în zavistii, în mânii, în neînțelegeri și să arătăm care e mai bun decât altul. Cel tare să-l sprijine pe cel slab, iar cel slab să primească sprijinul să se ridice. Este important și pentru tine dacă te simți că ești slab și vin alții și slujesc, nu sta în poziția în care ești. Fii dispus să primești ajutorul, lasă încăpățânarea, lasă rigiditatea, ridică-te în numele lui Iisus Hristos și calcă pe următoarea treaptă, pentru că este putere în numele lui Iisus Hristos să mergi mai departe. Amin. Nu îngreuna mersul. Nu îngreuna mersul poporului. Duhul lui Dumnezeu e acolo și îți trimite sprijin, dar tu primește sprijinul și spune numele lui Iisus, mă ridic. Și flutur steagul de viruință spre gloria celui veșnic. Haleluia! Haleluia! Îți mulțumim, Doamne! Voi sprijini mărturia bisericii atât prin participarea mea la acțiunile acestea, cât și prin trăirea unei vieți evlavioase înaintea copiilor lui Dumnezeu și celor de afară.
și contribuind pe plan material, chiar cu zeciuiel, cu dărnicii, o hrană, popor, pentru a sprijini familia. Dacă dezvolți o mentalitate egocentristă, trăind cu individualism, aceasta nu contribuie slujirii unii altora. Cum spune și cuvântul, dacă îl vezi pe fratele tău gol și întorci spatele, dacă îl vezi flămând și treci pe lângă el în nepăsare, și lista continuă, oare este aceasta dovada mărturiei lui Hristos în tine? Cred că este nevoie să dezvoltăm mentalitatea că și bucata de pâine merită împărțită. Chiar dacă nu ne săturăm nici unul, nici altul, vom trăi și unul și altul. Pricepeți? Până unde vreau să mergem? Dar dacă eu privesc să mă satur pe mine și să mă buim și celălalt să sufere și să moară de foame, este această o lucrare duhovnicească. Preubiții mei, în împărăția lui Dumnezeu vom intra cu ceea ce am lăsat în mărturie, în lucrare, faptele noastre care ne vor urma. Mărturia bisericii trebuie cultivată și susținută într-un mod practic. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. În numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Binecuvântat să fie Domnul nostru. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeul nostru cel veșnic. Tată Ceresc, te lăudăm pentru lucrarea care tu continui să faci în jurul nostru. Acest cuvânt, Doamne, care astăzi ne-a chemat la unitate, la pace, Doamne, care ne-a chemat Dumnezeu la ne dedica într-o formă practică, ca unii care am experimentat mântuirea, Doamne, și ne-am întrepătruns cu Hristos, fie ta slavă, Doamne, dovedită în viața de zi cu zi prin fiecare dintre noi. Amin. Spre gloria măreției tale, mă rog. Amin. Amin. Binecuvântat să fie Domnul. Amin. Binecuvântat.